Gata, dragilor, am trecut pe o broscuță. M-am băgat în apă, sper să nu mă scufund mai mult decât trebuie. Hai să vedem. Vedem ce știe broscuța asta. Cel puțin pot să dau mai departe. Fac puțină bălăceală. Să o scot din letargie. Pe doamna știucă. Să încerc să arunc în apă. Am dat peste toate tufele posibile. Uite, a sărit! Mamă, ce săritură! Mamă, ce săritură am avut! Nu știu dacă s-a văzut. Deci e acolo. Mai încerc o dată. Scot apa din ea. Cam îngreunat-o. Nu știu dacă pot să intru aici. Trebuie să mă țin de ceva, că tare mi-e că fac vreo baie. Hai că e bine. E bine până acum. Hai să încercăm și dincolo. Deci am avut un atac, sunt mulțumit, sincer. Am văzut și unde stă și în ce zone. Nu pot accesa decât cu broasca. Clar. Stă în boschetă la e. Asta e. Dau și eu. Hai că am dat ca lumea de data asta. De exact unde stă ea. Trebuie să dau mai lângă mal. Încă stă în mal. Da, nu știu dacă pot eu să accesez chiar așa marginea. Hai, încă una în direcția asta. Ne stoarcem puțin apa. Mi-a furat? A, nu mi-a furat. Cred că mi-a luat din codiță. Pe stuf pe acolo. Pe acolo îi place ei să sară broasca pe stuf. Hai că am venit bine. Vin bine pe lângă mal. Foarte frumos vin. Să mai încerc în partea asta în altă. Aici arată bine rău malul, da. N-am atat dexteritate. Hai că am dat acceptabil. Oricum am trecut a doua oară pe lângă locul unde m-a atacat și nu, n-am mai fost acolo. Am pus-o în mișcare. Problema cu broscuțele și cu genul ăsta de nălucă, pentru știucă, e că ai foarte multe rateuri. Ele sunt făcute să treacă peste obstacole. Într-adevăr, broasca asta e foarte greu, trebuie să te chinui mult să o agăți undeva.
broască, șoarece, pasăre, nu contează. Sunt mai multe tipuri. Dar ai rateuri multe. Wow! Păi ce m-a speriat? Uite, uite, am luat-o! Uite ce m-a speriat! A scăpat! S-a speriat, m-a văzut. M-a văzut și a fugit. Da. Cine? Uite aici, uite, uite, uite. Uite aici. Vedeți? De stai și se uită. Fantastic, ce curaj are. Nu, s-a învățat cu broasca. Ce ți-i să-i pun altceva? Nu, mai vin tot cu broasca. Deci, efectiv, stăteai să uita la mine. Hai să-i schimb, hai să-i schimb broasca, dar ce zi? Problema e că m-a văzut pe mine. Să-i pun un peștișor articulat. Hai să-i pun chiar o știucă articulată. Dacă reușesc să o scot, că s-au amestecat astea de... s-au făcut varză. Gata, ai când scos-o. Sunt și băgată în apă. Ea a venit până lângă mine. Nu e chiar așa. Dar n-ai un să stai să te ascunzi, că după mamă nu poți dai din cauza vegetației. Hai să vedem. Încerc și cu ăsta. În mod normal, dacă nu e agățătură, ăsta vine binișor. Arată ca o știucă albastră. Nu știu dacă au văzut ele pe aici știuci albastre, da? Ia uite-o, ia uite-o aici lângă mine, extraordinar. Mamei, am trecut cu ăsta în față și n-am făcut nimic. Deci e exact aici lângă mine. Mă studiază. Nu. Dă înapoi. Drept în loc, uite. Cât e de atentă. Nu, n-aș putea să o fac să iasă din starea asta. Nu, clar. Clar că m-a văzut, ce să mai... Oh, a pus gura. Extraordinar, a pus gura pe și pe asta. Fantastic. Păi da, ce încet, nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama când am crezut că e vegetație. Da, oleu.
Uite, acum, acum a fost vegetație, dar am simțit și ceva. De ce este aici lângă mine? Da. Să mai schimb și asta. Hai să mai schimb o dată și și mă potolesc. Să pun o oscilantă, mă gândesc să-i să fie ceva mai luminos ca să pot să și să o trimit mai mai haotic așa. Asta venea mult prea liniar. Totuși a pus gura pe el, extraordinar, deci e mărit, are mâncare și nu se grăbește să pună gura așa repede. Trebuie să dau ceva să o deranjez. Asta e cu vegetația. Nu știu dacă o fi fost singura sau mai fi vreuna, oricum. Nu pot să dau stopuri mari din cauza vegetației. Mă gândeam poate să o mai văd. Acum nu mai văd bine. Adică nu mai văd deloc. Dar nu mai pot să văd bine. S-a schimbat puțin lumina. E clar, misiunea mea se termină. Dragilor, hai să vă mai arăt o dată. Am intrat în apă. O superbă zi de octombrie. 1 octombrie 2022. Canalele Movilița Dridu. Am avut vreo 3 atacuri la distanță și vreo 2-3 aproape. N-am scos-o, am văzut-o, sper să fi și filmat. Ies, mă duc la treaba mea, sunt mulțumit de ce am făcut, numai bine.